Bună seara. L-am văzut foarte trist pe bancă la finalul meciului, mai ales că sunt convins că aveți impresia că ați dominat meciul, că, sau nu că aveți impresia, că până la urmă așa a și părut. Dar ceva undeva păi nu, a fost eu, o ruptură. Vă spun eu, ați văzut fotbalul ăla în care adversarul nu are nicio ocazie și câștigă 1-0? Am mai văzut. A fost și în seara asta. Adică o lipsă de comunicare la golul lui Garita, o lipsă de comunicare, da, pentru Idris, pentru Bata, recuperare, pas în profunzime și se 1-0. Și ăsta a fost meciul. După care Piteștiul, din punctul meu de vedere, n-a mai contat absolut deloc. Așa, normal, pe presiunea pe care am pus-o noi și pe faptul că, mai ales a doua repriză, am pus presiune foarte mare și i-am dominat total timp de 45 de minute și că au mai scăpat pe 2-3 contraatacuri, erau și normale lucrurile astea, dar aici este diferența. În momentul în care îți creezi 3-4-5 ocazii clare, alte situații și nu marchezi, ce să faci? Că nu poți să antrenezi ratările astea pe care le avem, sunt greu de antrenat, nu poți să faci mai mult. Și din punctul meu de vedere, cred că este și un penalti la Cascini, la Tovlevici, a doua repriză, iarăși la Careu, dar nu știu și varul ăsta dacă e bine că l-avem sau nu. Da, nu mai contează, nu vreau să mai comentez nici arbitraj, nici nimic, pentru că am pierdut, suntem dezamăgiți cu toții, suntem supărați. Mai multe ce putem spune. Este o situație grea. Este o situație grea prin care trecem, le-am spus-o și băieților, pentru că acum se văd, trebuie să se vadă caracterele. Dacă suntem bărbați, trebuie să acceptăm în primul rând. Trebuie să mulțumim publicului care este minunat și încurajează neîncetat echipa. Cred că în momentul ăsta cam ăsta este singurul lucru bun care se întâmplă. Din păcate, jucăm, dominăm, dar nu reușim să înscriem din nicio poziție din toate ocaziile pe care le avem. Dacă îmi permiteți o remarcă și am să vă rog să și comentați dacă e așa sau nu, UTA în această seară n-a avut neapărat un joc de echipă foarte bun, a jucat foarte bine, avem o alarmă aici. Sper că nu începe și să... Nu. Mă scuzați, trebuie să întrerupem puțin. Voiam să vă întreb de jocul echipei. Mie mi s-a părut că ați avut individualități, nu neapărat care au jucat foarte rău. De exemplu, Otele face un joc foarte bun, dar parcă nu s-au ajutat reciproc foarte mult jucătorii din teren. Sau asta e remarca mea. Nu, jocul nostru este bazat pe construcție, pe posesie, cu dezvoltare, dacă nu se poate, depinde de adversar. Și cum Piteștiul a creat o densitate foarte mare și s-au regrupat pe zonă centrală, trebuia să dezvoltăm la margine, de acolo de unde și lucrăm aceste aspecte, în sensul că ori să ia acțiuni de 1 contra 1 la careu și de acolo să finalizeze prin centrare, șut sau minge întoarsă, sau fundașii lateral care la fel, care se împingă în 4-3-3, se împingă foarte sus la nivelul atacanților și să vină cu centrări. Nu e un joc individual, e vorba și de adversar care nu-ți oferă spații și de acolo ești nevoit să driblezi, ești nevoit să scoți om din joc ca să poți să elimini și să creezi un spațiu cuiva. Dar problema este că trebuie demarcările făcute de mai multe ori. Nu este de ajuns doar o singură demarcare după care să rămâi și să aștepți și să o ceri numai la picior. Trebuie să mai cerem și profunzimea. Sunt lucruri pe care le lucrăm, le știu, dar deocamdată, v-am spus, încă nu le stăpânesc foarte bine. Și, într-adevăr, este o problemă în momentul în care adversarul creează o densitate foarte, foarte mare. V-a deranjat că vi s-a scandat în timpul meciului demisia și dacă e posibil să se întâmple asta? Adică e posibil ca de mâine să nu mai fiți antrenorul? Să am o discuție cu conducerea, normal că trebuie să avem o discuție. Deocamdată, din aceste 3 meciuri avem un target. Avem un target de puncte. Acesta și următoarele două? Și următoarele două, da, pe care le mai avem de jucat până la întrerupere. Bine, mai este și meciul de cupă. Dar, normal, lumea își dorește foarte mult. Își doresc să jucăm fotbal bun, să câștigăm meciul, să aducem puncte. Cu toții ne dorim asta.
poate că este normal, dar să nu se uite că într-un timp destul de scurt, chiar dacă au trecut 5 luni de zile, am schimbat o echipă întreagă, au venit jucători pe parcursul campionatului, am avut probleme de lot, accidentări, suspendări la fiecare meci, adică nu este chiar atât de ușor și nu vreau acum să caut alibiuri, dar nu este ușor să formezi o echipă, un stil de joc pe parcursul campionatului, să schimbi și sistemul de joc și așa mai departe. Sunt lucruri, iar cei care se pricep foarte bine la fotbal înțeleg ceea ce vreau să spun. O echipă nu se poate construi în 5-6 luni de zile, nu ai cum să omogenizezi și să faci o echipă care să joace și un fotbal bun și să câștige și puncte. De multe ori, prin anumite conjuncturi sau anumite lucruri, s-ar putea să-ți iasă, dar lucrurile nu durează. Deci, da, în fine, știu că în România, și nu numai, nu la UTA, da, în România, nu că este ușor să strigi demisia, în România nu mai există răbdare și de asta avem problemele acestea și de tot să ne schimbăm antrenorii, e cel mai ușor să schimbe antrenorul, normal, dar asta e, ce să facem. Mulțumesc! Și eu, mersi!